spre exemplu, ciorba de salată la noi în zonă, salata era din grădină, cu ceapă verde din grădină, cu usturoi verde din grădină, cu salata care era un pic sărată, strânsă și adăugată acolo, și toate astea se făcea pe creste de slănină și se făcea o păpăradă, o omletă, o păpăradă foarte consistentă, care se tăia în calupuri și se arunca în ciorbă când era gata, înainte să-i facă dresul, că urma un dres cu smântână și cu gălbenuș de ou, și acolo în ciorbele astea se punea o picătură de oțet, pentru că fiind foarte, foarte cald, așa, trebuia să aibă grijă.